Ziua de 1 iunie reprezintă o sărbătoare pentru toți cetățenii. Copiii care sunt sărbătoriți în această zi reprezintă viitorul nostru al tuturor. Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva organizează constant activități care se adresează copiilor și în care sunt angrenați copiii. Expozițiile și cele mai multe dintre produsele muzeale sunt realizate pentru a fi descoperite, admirate și îndrăgite de copii, iar de ziua lor, cei mici, dar și însoțitorii lor, au intrare gratuită la muzeul din Deva. În primul rând, ar trebui să menționăm că intrarea la Muzeul Civilizației Dacice și Romane mâine 1 iunie va fi gratuită atât pentru copii cât și pentru cei mari, ca să spun așa. În concluzie, sau cu alte cuvinte, intrarea la Muzeul Civilizației Dacice și Romane pe data de 1 iunie va fi gratuită pentru toată lumea. Ne bucurăm de ziua copilului prin deschiderea expozițiilor care noi le avem în momentul de față în muzeu. Dar punctul culminant va fi un show total cu păsări răpitoare și reptile, prezentat de Dorin Cărăbeț, apreciat biolog al Muzeului Devean. Vizitarea expozițiilor va fi, să spunem, completată de un adevărat spectacol făcut de colegul nostru Dorin Cărăbeț, biolog la Muzeul Civilizației Dacice și Romane, care va prezenta copiilor ceea ce înseamnă comportamentul, să spunem așa, a unei păsări de pradă și a unor reptile, printre care și vipera. Iată deci o reprezentație atractivă, nu numai pentru cei mari, dar și pentru copii. Dorin se bucură de un mare succes cu acest program în rândul tuturor vizitatorilor și cu atât mai mult vă invităm să fiți alături de noi mâine, sperăm că vremea este frumoasă, să sărbătorim împreună ziua copilului. Programul de vizitare al muzeului din Deva este cel obișnuit, adică între orele 10 și 18. Același program de vizitare îl au și secțiile din teritoriu ale Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva, respectiv cele de la Brad, Orăștie, Aurel Vlaicu și Sarmizece Tusa, și la acestea intrarea fiind gratuită pe 1 iunie.